pare ceva cu noi și așa mai departe. Însă nu știu dacă am fi ajuns în Europa League cu trei echipe în play-off vreodată. Și o să te rog să-ți amâni răspunsul sau părerea. Avem timp pe parcursul acestei emisiuni. Președintele CFR-ului se află împreună cu noi, Cristian Balaj. Bună ziua, domnul Balaj. Bună ziua și vă salut pe toți cei din studio. Nu vă văd, dar vă aud. Ce a spus? N-am reținut. Vă salut pe toți cei din studio, cei care ne urmăresc. Pe voi nu vă văd, dar vă aud. În regulă. Și noi ne sincronizăm foarte bine, vă auzim foarte bine. CFR Cluj-Maribor, mâine seară de la ora 20 la DigiSport. Asta este datoria noastră. Aici vreau să vă introduc pe dumneavoastră în discuție. Datoria lui Cristi Balaj de a prefața acest meci, cum ar suna? Datoria între ghilimele, sigur, v-ați prins. Da. Un meci important pentru echipa noastră, un meci cu o echipă Maribor, care în campionat a suferit, introducând jucători diferiți în teren față de cei folosiți în competiția europeană. Acest lucru ar putea să păcălească, dar din acest punct de vedere suntem precauți, concentrați. Am obținut acolo 0-0. Puteam și să câștigăm și să pierdem. Din punctul meu de vedere, am ajuns destul de ușor până aproape de poarta lor. La capitolul finalizare am suferit. Până la urmă, un antrenor duce echipa până în fața porții. Acolo deja intervine inspirația jucătorilor și am încredere. Consider că avem jucători mai valoroși și mai buni decât cei de la Maribor. Publicul va fi alături de noi pentru că jucăm acasă. Avem o echipă tehnică, un antrenor foarte bun și mai bun decât ei. Condiții bune și din acest punct de vedere consider că trebuie să există un spirit și o atitudine care să aducă o victorie, implicit o calificare. Uh-huh. Trebuie să înscriem. Păcat că nu-l avem și pe Debeluc, colgheterul nostru, și dacă tot am ajuns la Debeluc, așa cum am promis și am transmis și lui, nu marți, luni, i-a fost plătită operația, suma de 16.000 de euro. Am discutat cu el și era dezamăgit de anumite articole care au apărut în presă, pentru că el nu a discutat cu niciun jurnalist. Și singurul lucru care trebuie să-l subliniem, intenția noastră și ceea ce am adus la cunoștință, dorința noastră de a-i prelungi contractul cu încă 2 ani de zile, fără să discutăm detalii cu jucătorul, a fost făcut în scopul de a arăta susținerea noastră și faptul că nu s-a încheiat cariera lui fotbalistică și că va avea oportunitatea să continue cu noi. Iar legat de nivelul contractului viitor, repet, nu s-a discutat cu jucătorul, trebuie să mărturisesc, în schimb, chiar dacă era o discuție confidențială în cadrul clubului, ceea ce deja decisesem era că atunci când se întoarce și când am rămas că vom discuta detaliile, să fie un contract mai mare decât cel pe care îl are în acest moment. Da, am fost dezamăgit pentru că a apărut și numele lui Bilașco, cum că ar fi fost constrâns jucătorul, nici de cum. Comportamentul nostru față de jucătorii care sunt accidentați este total diferit față de ceea ce s-a relatat în presă într-un anumit articol nesemnat. Da, păi asta voiam să spun, dacă stăm acum sau dacă stați acum să răspundeți tuturor, ne apucă Paștele, că Revelionul e foarte aproape, mai ales că sunt și articole nesemnate. Nu, apropo, domnul Balaj, lăsați-i. Pentru ceilalți jucători, îmi cer scuze, Viorel, nu, fac această precizare, da. Nu pentru a denigra sau a scoate în evidență anumite articole neinspirate, să le spun zic așa, că nici măcar nu pot să zic că sunt răutăți. Asta a fost informația pe care a primit-o în urma unui telefon fără fir, a trecut de la persoană la persoană și într-un final a apărut o informație eronată. Da. Nu, asta e important să scot în evidență acest aspect. E important pentru ceilalți jucători. Indiferent de ce jucător vorbim, jucătorii de la CFR Cluj, atunci când se accidentează pe teren,
sau în cadrul activității noastre, trebuie să știe că au susținerea noastră în continuare. Apropo de jucători cu probleme medicale, înțeleg că Nana Boateng are șanse să joace, a fost la acel vraci miraculos, da, din Serbia. A fost acolo unde a fost și Florin Coman, se simte bine, a făcut antrenament în cadrul echipei. Sper să evolueze cât mai bine situația în care va fi introdus în teren. Da. Interesul suporterilor de la CFR în jurul acestui meci, cum îl percepeți în momentul ăsta? Sigur că mai e mult până la meci, biletele se pot cumpăra și cu jumătate de oră înaintea partidei, dar în acest moment, cum simțiți? Că e practic cea mai importantă partidă a CFR-ului de până acum, calificarea în grupe, da? Este nevoie de susținerea suporterilor. La ultimul meci de acasă, chiar dacă am pierdut, am rămas plăcut surprins să văd cum spectatorii au rămas în tribune, au așteptat până când echipa a părăsit terenul de joc, în drum spre vestiare, i-au aplaudat. S-a întâmplat pentru că chiar dacă am pierdut, am avut multe, multe ocazii de gol, au apreciat atitudinea și spiritul pe care echipa l-a avut în timpul jocului. Ori sper jucătorii să-și aducă aminte de acest ultimul joc, de ceea ce au făcut bine în ultima partidă de acasă și să avem o atitudine asemănătoare. Sunt convins că jucând și fiind motivați, pentru că este important și pentru ei. Orice jucător își dorește să ajungă mai departe și să joace în grupele unei competiții europene. Le urez succes și celor alte două echipe, celor de la FCSB și de la Craiova. O spun de fiecare dată și susțin că fotbalul românesc are nevoie de cât mai multe echipe în competițiile europene care să acumuleze puncte, puncte de care în campionatele viitoare și în competițiile următoare vor fi și alte echipe din campionatul românesc care se vor folosi. Ați văzut că până la urmă s-au amânat și meciurile, adică toată lumea își dorește ca aceste echipe să meargă mai departe. Presupun că a picat noi, da, apreciem și le mulțumim tuturor celor care au acceptat acest lucru, echipelor adverse cu care trebuia să jucăm, celor de la ligă, televiziunea, presa care a fost într-un final alături de noi, chiar dacă noi, prin vocea lui Dan Petrescu sau prin ceea ce am subliniat de-a lungul timpului, noi nu am vorbit diferit. Noi am avut aceeași atitudine și am spus că este important să existe oarecare amânare a jocurilor atunci când cluburile simt că sunt obosite, când echipele sunt uzate. Și nu întâmplător FCSB-ul, Craiova, chiar și noi în campionat am mai șchiopătat. Asta pentru că este greu să faci față pe două fronturi. Am ajuns să jucăm, dacă nu ar fi fost amânată etapa, 13 meciuri în 37 de zile. Aveam 11 meciuri în 30 de zile și ieși Ionel acolo, puteți să faceți un calcul, este foarte mult pentru un jucător. Nu întâmplător apar și accidentările, pentru că suntem bine pregătiți, alimentație, vitaminizare, recuperare, kineto, legat și de kineto, pentru că am văzut că a apărut numele lui Viorel, cel care a fost implicat și el în acel articol. Vreau să zic că Viorel este unul dintre cei mai buni kinetoterapeuți din țară. M-am perindat la toate echipele. Vin articolul ăla nesemnat, dar a făcut vâlvă. Adică dacă ar fi zis cineva și semna articolul, practic era posibilitatea să nu intereseze pe nimeni. Dar știi de ce explic acest lucru? Pentru că au venit la mine și s-au simțit, oamenii au fost afectați și au spus că nu sunt apărați. Trebuie să spunem și adevărul despre oameni atunci când merită, pentru că sunt oameni în slujba sportului și avem fotbaliști de la multe alte echipe, chiar și din Liga 1 din țară, care vin să se recupereze la el, plus mulți alți sportivi de la diferite discipline. Și niciodată nu am spus nu. De fiecare dată le-am acordat sprijinul necesar și am dat voie ca să-i recupereze. Ori mi-aș dori ca să existe cât mai mulți oameni de o asemenea valoare la nivelul staffului medical, recuperare, kineto, la celelalte cluburi. Pentru că aici poate să facă diferența recuperarea. Vreau să vă mai întreb, că e o sumă oficială, adică nu cred că e vreun secret. Cât încasează o echipă în cazul de față CFR dacă merge în Conference League de la UEFA?
Și cât se premiază victoria sau punctul, nu știu cum se Nu știu, pune. cred că aproape de 4 milioane, 3 milioane și ceva, cred că o să primim, pentru că noi în această perioadă noi tot am cheltuit toate aceste deplasări. Vedeam și FCSB-ul, suma pe care o plătește pentru deplasarea din Norvegia, și noi când am mers în Andorra am plătit peste 130.000 de euro. Și la fiecare deplasare noi am cheltuit bonusurile sau banii care sunt acordați pentru fiecare tur. Noi începând mai repede cu am scat împotriva celor de la Punic. Da, da. În Champions League toți acești bani urmează să fie acordați după ce s-a stabilit unde, până în ce fază a competiției ne-am dus. În momentul în care intrăm în grupe, deja știm că suntem în grupe și undeva aproape de 4 milioane de euro, plus că fiecare victorie aduce 500 de mii de euro în bugetul unui club, comparativ cu 670 de mii de euro victoria în competiția grupele Europa League. E bine, ce să mai comentăm? 500 de mii victoria în Conference League, o competiție pe care mulți cumva o desconsiderau. Mulți de aici spuneau, domne, am ajuns să jucăm în Conference League. E, uitați ce rău ne poate tot fi. Că noi mai aveam anumite bonusuri care trebuia să le primim din sezonul precedent și UEFA ne-a anunțat că se vor achita în luna octombrie, nu în iulie. În luna iulie, când trebuia să primim banii, am primit un mail și am fost anunțat că banii aceștia se vor vira în luna octombrie. A, dacă întârzie și UEFA cu banii, chiar că au intrat și ei în... în lumea bună, dacă și UEFA întârzie. S-au întâmplat multe. Să nu mai spună românii că doar aici se... Da. Poftim? Zic, să nu mai spună românii că doar aici, în fotbalul românesc, se întârzie cu banii. Nu sunt bani la timp. Uitați, și în, și în Uniunea Europeană, da, și la UEFA. Au și Real Madrid, au probleme, și Barcelona. Mulțumesc, Cristi Balaș, președintele CFR-ului. Mulțumesc tuturor și să ne țineți pumnii mâine. Da, mulțumim mult, chiar trebuie să le ținem pumnii, pentru că e vorba de fotbalul românesc și nu de orgolile de aici din Superliga. Ora 20 este startul meciului CFR Cluj-Maribor, reprezintă ora de start în direct la Digisport 1. Publicitate, ne întoarcem.